Iar acum mergem în Grecia, unde incendiile continuă să facă ravagii. Iar poliția elena a arestat zeci de persoane pe care le acuză că au provocat incendiile uriașe. Cea mai întinsă linie a frontului unde se luptă cu incendiile este în orașul, în apropiere de orașul Alexandropolis, din nord-estul țării. Discut subiectul alături de Nicos Cudunis, medic în Atena. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, doamna Beliuța, vă mulțumesc pentru invitația. Iată că experții susțin că incendiile din Grecia sunt printre cele mai mari înregistrate vreodată în UE. Cât de gravă este situația în acest moment? Pot să spun că raul a trecut, plouă aproape în toată țara ziua de astăzi. Asta înseamnă că ajută foarte mult pe pompieri. Adevărat, cum ați spus, incidentul cel mai grav a fost în Alexandropoli, până să apară incidentul din Atena. Atunci am avut două incidente grave, bineînțeles, amândouă puse de minele criminale, fie ale grecilor, fie al oamenilor care vin ca imigranții legali în țara noastră. Situația e mult mai bună în ziua de astăzi. Domnule Cudunescu, cum credeți, cum va arăta situația în următoarele zile? Sau ce spun autoritățile? Autoritățile n-au fost deloc serioase cu poporul grec timp de 30 de ani, 40 de ani. Și vă spun asta pentru că incidente de foc au început să apară din 1980. Avem peste 10.000 de oameni din 1980 până acum care intenționat au pus focul. Ei au fost numai amendați. Foarte puțin, foarte puțin, cam 30 sau 40 din 10.000 de oameni au fost trimiși la închisoare. Statul trebuie să devină serios și să înțeleagă că această pădure și care a pierdut Grecia numai într-o vară poate să se renască în 40-50 de ani. Așa că având din 1980 până în 2023 ce avem acum, cât de mult de pădure pierdute, imaginați unde merge Grecia dacă continuăm în genul ăsta situația. Cu siguranță autoritățile elene au o mare parte de vină. Domnule Cudunes, vă mulțumim pentru intervenție. Drag.